Vinerea mare este ziua în care Domnul Isus Hristos a fost omorât și îngropat. România au o serie de superstiții legate de această zi și le respectă cu sfințenie. Vinerea mare mai poartă denumirea de vinerea paștilor, vinerea seacă sau vinerea patimilor. În această zi nu trebuie să muncești. Superstițiile spun că orice treabă vei face în vinerea patimilor nu va ieși bine și vei avea parte de un an cu probleme drept pedeapsă. Creștinii nu spală, nu coasă și nu gătesc în această zi. Totodată se spune că nu este bine să vopsești ouăle în vinerea mare. Dacă nu ai făcut acest lucru în joia mare, mai poți vopsi ouăle doar sâmbătă. De altfel, nu este permisă sacrificarea animalelor sau păsărilor în această zi. În vinerea mare nu ai voie să mănânci urzici pentru că mântuitorul a fost bătut cu aceste plante. De asemenea, nu este bine să consumi oțet pentru că buzele lui Isus au fost udate cu oțet atunci când a cerut apă. O altă superstiție spune că nu este bine să te tunzi în această zi. Potrivit tradiției cei care Respectă aceste interdicții: vor fi ocoliți de pericole și boli. De vinerea mare este bine să ții post negru fără apă și mâncare pentru spor și sănătate.